Panică într-un bloc din Bacău. Zeci de locatari au fost evacuați după ce mansarda blocului din centrul orașului a fost cuprinsă de flăcări violente. Construcția neautorizată a ars ca o torță. Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Incendiul a izbucnit la mansarda unui bloc cu 7 etaje din centrul Bacăului. Focul a cuprins în scurt timp acoperișul și amenința locuințele de la ultimul etaj. Zeci de locatari au fost evacuați de urgență după ce imobilul a fost cuprins de flăcări. Mai multe persoane au avut nevoie de atenția medicilor după ce au suferit atacuri de panică, dar au refuzat să fie transportate la spital. Pompierii au intervenit cu 10 autospeciale cu apă și spumă și au folosit o autospecială cu scară mobilă. Locatarii dau vina pe proprietarul mansardei, vecin de bloc cu ei. Potrivit vecinilor, construcția nu ar avea autorizație. Pompierii au lichidat focul după mai bine de 2 ore. Din fericire, nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt însemnate. Focul a distrus acoperișul pe o suprafață de 500 de metri pătrați. Pompierii continuă cercetările pentru a stabili cauzele producerii incendiului.